Ne apropiem încet, încet de formula completă. Domnule Cozma, ce să facă pe ul de acum încolo, în condițiile date? Păi, eu mi-am exprimat punctul de vedere și asta, și o să vi-l spun și dumneavoastră, și telespectatorilor dumneavoastră. A fost depus un proiect de către doi colegi, care, evident, o să aflăm și eu. Azi dimineața am venit de la satul mare, eu am aflat de la televizor că s-a depus acest proiect și le voi cere. Să-mi arate motivele, motivația proiectului de lege. La fel cum sunt și alți colegi parlamentari, pentru că noi nu am apucat să discutăm acest subiect în grupul parlamentar, eu da. cred că Domnul acest. Nu că nu știa de chestia asta, adică a fost întrebat de presă și s-a pronunțat, nu părea că e ceva total nou pentru domnia sa sau că e fă, făcut fără acord eu, cu sunt convins că, eu sunt convins că se știa, s-a discutat acest lucru, dar nu a fost luată o decizie politică în acest sens. Și de aceea cred că în momentul de față, eu cred că și domnul Ciolacu știa de, de punerea acestui proiect, doar că, așa cum ne obișnuit domnul Ciolacu pe în ultimele luni dânsul aruncă ceva pe piață, în, principi, în primă prima fază este de acord, testează și după aceea zice domnule eu nu sunt de acord cu asta. Vă spun sincer, eu nu sunt de acord cu asta. Adică se arată și revoltat după ce cu siguranță știa de acest subiect. Dar sigur că aceste lucruri vor fi lămurite, avem uh, acel punct de vedere care se va solicita, uh, s-a solicitat. Așteptăm cu interes să vedem care este uh, punctul de vedere și evident că argumentația colegilor care au depus acest proiect de lege, pentru că din ce am înțeles astăzi de la Dânsi, este se bazează pe o decizie a Curții Constituționale, care sigur că va trebui să Bun, o vedem da, și noi. Dumneavoastră e o idee proastă, asta acum uite, dacă tot înțeleg că aveți așa un fel de nemulțumire că nu s-a discutat în partid chestia asta. Nemulțumirea e că e o idee proastă sau nemulțumirea e că n-a fost informată toată lumea și v-au lăsat așa un pic în offside? Nu, eu mă număr printre cei care spun că președintele uh, României este binevenit și cred că trebuie să revină în Partidul Național Liberal așa cum uh, și eu îl invit pe președintele României și cred că e bine să vin, revină în Partidul Național Liberal pentru că președintele României, mai ales în primul mandat, trebuie să recunosc că a fost o locomotivă pentru Partidul Național Liberal și în momente cheie pe care eu nu am cum să le uit, de exemplu, nu am cum să uit momentul când s-a dus peste uh, premierul de atunci uh, Grindianu, care dădea ordonanța 13 uh, domnul Romașcanu era atunci ministru, toți cei care, domnul Tudose, toți cei care astăzi sunt moraliștii Partidului Social Democrat și spun că PSD-ul este altul, nu, PSD-ul este exact ordonanța 13 și toate demersurile care au avut loc. Domnul președinte Iohannis a generat referendumul pentru familie și au fost momente, legile justiției, tot o emanație care au venit extrem de bine la acel moment sunt a domnului președinte Claus Iohannis. Deci în momente cheie omul acesta asta a fost pentru noi un partener. Partidul Național Liberal nu s-a dezis niciodată de uh, președintele României. Am avut parteneriat avem în continuare. Acum eu, ce am putut să observ, am văzut că domnul președinte, administrația prezidențială a dat un punct de vedere, a spus că își duce mandatul până la capăt. De aici înțelegem foarte clar că își va duce mandatul până la capăt da. și nu va demisiona, să că vedem, nimeni că nu că se nu joacă cu asta. Poate, asta poate asta pe de o parte la capăt și să Pe de altă parte, exact. pe de altă idea. parte, da. pe de altă parte, acum noi n-am avut un punct de vedere dânsului, noi suntem un partid Vă dați seama că președintele României nu discută cu mine de la satul mare să mă întrebe dacă să candideze sau nu. Domnul președinte își va exprima punctul de vedere referitor la această candidatură. Iar colegii, pentru că puteți să vedeți, eu -am, eu uh, repet, după ce voi vedea motivarea acestui proiect de lege, care, sunt, uh, care este fundamentul legal al acestui proiect de lege, voi lua o decizie. Cum vor face și alți colegi, cum vor vota în da. uh, să vedem ce zice Parlament. Și PSD